Ok, deci bună să sunt și bine am la un episod din serena asta de Brawl Stars în episod de azi vă arăt cele mai nebune cadouri care au fost vreodată pe Brawl Stars, băi fraților, și credeți-mă, sunt buf! Dar înainte ca episodul să înceapă, nu uitați să, să, nu vă luați de părul meu, care e așa, e... E vai capului, dar înscă decât să-mi iau o căciulă în cap sau o șapcă mai bine la arăta așa și aia, deci nu vă luați de el sau aștept mimuri în comentarii cu cu, cu, părul ăsta al meu Nu uitați să rumeți durașul la cea de like Să facem la episodul acesta Peste 7500 like-uri M-am enorm de mult și m încuraja încuraja Să facem peste 7500 de like-uri acolo băi fraților Pentru că vin și eu Trec printr-o perioadă mai proastă N-am mai postat de două zile așa că m-am enorm de mult Să vedem acolo cum revenim în forță băi fraților Nu uitați să vă abonați la canal și să lăsați pe clopoțelul acela Toți, 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 toți care sunteți noi ca, Noi ca să intrați în comunitatea Reinilor, băi, fraților, pentru că mai avem mult și noi 300.000 de de abonați Hai acolo cu un subscribe de altfel nu uitați că mă găsiți pe Instagram la adresa darius.meiti uh, Dacă dați follow acolo aveți șansa de a primi like-ul random din partea mea, de a apăra la finalul unui videoclip sau chiar de a vă răspunde la mesaj Fără alte discuții noi, haideți să trecem la videoclip Da fraților, după cum vedeți tipul acesta are pe shop, în 2020 a avut efectiv Star Shelly Skin și o să vă explic și imediat cum. Dar în primul rând, uitați-vă, nu este nimic fake cum efectiv este pe shop și va avea timp de 50 de zile, 50 de zile Star Shelly Skin. După cum vedeți, l-a luat, l-a colectat toate cele, nu e nimic fake, efectiv, uitați-vă, umblă, dar după cum vedeți voi, o chestie foarte, foarte ciudată, probabil, uh, Frațele nostru... Are shopul în chineză, dacă ne uităm din nou în coace, uitați-vă, pac, 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 are shopul în chineză. Deoarece, când s-a lansat Brawl Stars-ul în China, puteai să, adică cred că și acum poți, să intri pe versiunea a Brawl Stars-ului chinezească. Și puteai să colectezi de acolo pentru că în momentul în care s-a lansat Brawl Stars în China au primit toți uh, Star Shelly Skin cadou pentru că atunci s-a lansat la ei și știi cum? Când s-a lansat la noi Brawl stars global în Europa și în toate astea am primit și noi cadou Star Shelly Skin așa au primit și ei acolo în China pentru când s-a lansat la ei peste 2 ani după lansarea la noi, da? În fine, na, așa a fost, așa a fost să fie. Și astfel omul nostru a făcut rost, chiar dacă el nu este din China, a făcut rost pe un cont făcut pe China, bineînțeles, rost de mare, mare star Shelly Skin, ceea ce... Bravo lui, noroc maxim pe el! Următorul tip din acest episod, pe locul 2, este Chief Pet, care omul nostru, după cum veți are aici, Brawl Stars Support, i-a apărut și un mesaj mare, Brawl Stars Support has donated a new skin to you, adică Brawl Stars Support ți-a dat un nou skin, băi fraților Bine, ideea e că clipul ăsta e mai veche de pe 1 martie 2019 Dar omul nostru a primit efectiv, vă cum știți, youtuberii primesc skin și tot felul de chestii de genul acesta înainte Și a primit Night Witch Mortis Skin-ul care mie nu-mi place deloc, efectiv, nu, bă, mi se pare prea urât skin-ul ăsta Nu-mi place deloc, deloc Dar omul nostru l-a primit gratis, deci... Ce puteți să zicem decât că e bine e bine uh, Probabil asta a fost chiar, chiar la lansarea skinului, dar... Uh, na, ce să zicem, îl felicităm și a strânge mâna dacă ar fi lângă mine, dar e departe rău de tot. Hai cu următorul. Următorul loc din acest top îl ocupă tot norocosul ăsta de chief pet, că mă enervează deja care de data aceasta a primit 3 skinuri gratuite de la ăștia de la Brawl Stars efectiv, adică deja deja încep să mă enervez așa pe el care care norocul ăsta, dar da fraților, a primit efectiv 3 skinuri Moca de la Supercell în 20 decembrie 2019, adică acum un an și ceva. L-a primit pe Captain Carl, l-a primit pe Pirate Poco și l-a primit pe Corsair Cold, deci pe toți a primit după cum vedeți One Day, One Day, One Day. Deci uh... Ah, ce să zic, a avut și omul puțin, puțin noroc, așa, după cum veți le ia acum pe Pirate Poco, pe Captain Car l-a luat deja și mai are de luat, cred, mai are de luat încă unul sau nu? Mai are... A, ah, nu, i-a luat pe, i-a lua pe... Ah, nu, joacă meciuri cu fiecare. Da, în fine, ce să zic, bravo lui, din încă o dată ți-a zis Chief Pet, ți-a strânge mâna vere, dar n-am cum, că e astea care, hai să trecem la următorul, hâț. O altă întâmplare fericită pe Brawl Stars, este aceasta în care jucătorii au primit efectiv nu 1, nu 2, nu 3, nu 4, nu 5 și 6 megaboxuri moca pe shop, băi fraților, efectiv. Uh, cred că mai țineți cei care jucați de mai de mult timp treaba, minte treaba aceasta băi fraților Efectiv cum s-a dat acum un singur megabox gratis pe shop de data, cred că chiar anul trecut prin 23 20 ianuarie 2020, văd că e postat clipul acesta. Omul meu, adică toți, după cum veți, aia intra pe shop, are 6 mega boxuri moca aici de la cap, ei, tată. 6 mega boxuri moca de deschis și vă dați seama că le-a picat la oameni toate nebunile. Toate nebunile în ziua aia a dat la brosta cu brolerii, uh, în acea zi, dar uh, na. Ce putem să zicem? E mișto, e o senzație șmecheră, zic eu, să, să ai așa ceva. M-aș fi uitat peste niște opening-uri, dar n-am prea găsit tipul ăsta, nu știu exact ce face, prezintă shop-ul, după cum vezi, era și cu Lunar Brawl skin-urile aici, toate, toate astea, el prezintă omul shop-ul, dar văd că, văd că nu deschide. Da, aș fi rușos să deschidă boxurile alea și să ne uităm puțin peste ele, băi, tată, pentru că e așa, e așa de bun sim, știi ce zic? Și ultimul, dar nu cel din urmă, îl avem pe tipul ăsta care a primit de la Supercell, nu vă mint cu nimic, arată și dovada, nu știu exact de ce prin că nu înțeleg că e scris în, în cum se numește, în germană. A primit 12.076 de gemuri. Sunteți nebuni la cap 12.076 de gemuri. Băi, nebuni nebun. Uită-te, efectiv, nu, omul nu, nu minte cu nimic, arată tot imediat. Uitați-vă, intră efectiv aici și a primit 12.076 de gemuri. Uitați-vă, și ce credeți că face omul? Le ia, îi vin, pac, le-a luat, uite, uite, face aici un edit frumos toate alea și deschide de toate, de toate mega box. Se apucă să deschidă, omul meu, că până la urmă ce poate să facă, știi ce zic? Bine, într-un fel e, e, de înțeles că, na, ale alea, îți dai seama, îți pică și ție, îți pică și ție odată 12.000 de mega boxe, de gemuri și na, n-ai ce face cu ele, uite, eu se schimbă de pe un bol pe tu mai bagul un mai alea, alea, dar știu că am mai deschis, uitați, iară, deschide... Na, nu prea pică la omul meu nimica, dar e bine. E bine, când primești 12.000 de gemuri, ia uite, a picat și lui un star power. Hm, Doamne aștept, cred că, cred că, e supărat acum că i-a picat, picat, un star power. La, la 12.000 de gemuri, prietene, n-aș fi fost supărat, mi-aș fi luat tot shop-ul, aș fi intrat la aroganță și mi-aș fi cumpărat toate skinurile de pe shop, oricum așa la mișto, că oricum e... Băi, băiatule, 12.000 de gemuri! Uite, mai are 10.000 deja! A spart 2.000 de gemuri și a deschis boxuri de s-a deja și tot mai are 10.000. Na, ce să mai zic, ce să mai, mai pot să comentez ceva, omul meu iară bagă niște, niște meciuri pe aici, e bine, e bine, ce să mai, uh, ce să mai zic, nu mai am ce să comentez, băi, băieți, când, când vezi asemenea oameni, nu știu, nu știu exact, a făcut el ceva, probabil, a, nu știu ce a făcut, a adus merite, Brawl să nu știu exact ce a făcut, dar a primit, efectiv, 12.000 de gemuri. Voi, voi chiar sunt curios, spuneți-mi în comentarii voi ce ați face cu acele 12.000 de gemuri. Na, fraților, cam asta a fost și cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să spuneți în comentarii care v-a plăcut cel mai mult dintre, dintre toate. Să-mi spuneți uh, idei de clipuri dacă mai aveți acolo în comentarii. Să vă abonați la canal, să vă pe clopoțel, să-mi dați un follow pe Instagram la darius.meity. Eu am fost Meity, v-am zucat, ceau!